Accident la pasajul Michelangelo din Timișoara. O șoferiță care a încurcat benzile a reușit să pună la pământ un stâlp și un semafor. Femeia conducea mașina dinspre bulevardul Coposu spre Pârvan și se pare ar fi greșit banda de intrare în intersecția de la Michelangelo. După ce s-a încadrat greșit, aceasta nu s-ar fi asigurat și a lovit o altă mașină. În urma impactului, mașina femeii a fost izbită în stâlp și în semafor, care au căzut case cerate. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.